Problemele cu retrocedarea proprietăților parcă nu se mai termină în Maramureș. La ultima ședință de fond funciar, Comisia Județeană a fost pusă iar într-o situație dificilă. Comisia Locală Repedea nu poate finaliza mai bine de 70 de dosare din cauza celor din Ocolul Silvii Cruscova. Conform secretarului primăriei Repedea, cei de la Ocol nu semnează documentele din dosare pentru ca acestea să poată fi soluționate. Reprezentanții Comisiei Județene de Fond Funciar din Maramureș sunt puși într-o serie de încurcături din cauza cărora nu pot soluționa mai multe dosare. La fel s-a întâmplat și la ultima ședință de fond funciar, când Comisia a ajuns la dosarele din Repedea. Acestea nu se pot rezolva din cauza Ocolului Silvii Cruscova, care nu semnează niciun document din aceste dosare. De la Ocolul Silvii Cruscova nu pot primi amplasamentele și de aia domnul Damian spune că suprapun amplasamentele pe cap și normal că le suprapun pentru că eu nu știu ce am pe Repedea. Dacă Petru a venit atunci în 2008 cu 500 de hectare și am... Președintele Comisiei Județene de Fond Funciar Maramureș cunoaște situația de la Ocolul Silvic, însă nu prea știe cum să rezolve problema. Acolo poeta aia este din Cruscova. Mai este și-o viață, domnule, ăștia nu pot să se meagă în urcine, domnule. Deci nu semnează, nu știu după ce mai stau. Cei din primăria Repedea, la rândul lor, nu văd nicio ieșire din această problemă delicată. Or, așa ceva nu se poate, da. Au venit cineva de la regie, de la București și i-au dat informația asta că pot ataca. Deci, știe doamna suprefect că am contactat-o telefonic, noi cu domnul primar suntem terorizați acolo. E vorba de 2005-2011. Comisia Locală Repede are toate dosarele complete, mai spune secretarul primăriei. Lipsesc doar semnăturile celor de la Ocolul Silvic. Sandu Pocul, în calitate de președinte al Comisiei Județene de Fond Funciar, a hotărât ca toți cei implicați în acest caz să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a soluționa problema.